Doamnelor și domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Insider. Carmen Iancu sunt gazda dumneavoastră împreună cu domnul Liviu Tănase și ne aflăm astăzi în comuna Semihaiul de Câmpie, unde îl avem ca invitat pe domnul primar Ioan Mate. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, domnul primar! Domnule primar, iată, sunteți la al treilea mandat, timp în care ați trecut prin extraordinar de multe, să zicem, aventuri în administrație, că până la urmă munca în administrație este o aventură continuă de la prima zi și până la ultima zi, atâta vreme cât ești girat de alegători, tu trebuie să găsești tot timpul ceva nou, să rezolvi problemele comune și așa mai departe. După atâția ani, iată, ne aflăm într-un sediu de primărie cum rar am întâlnit în Bistrița Năsăud. Și cred că sunt multe alte localități. Să le spunem celor care ne privesc că este vorba despre o primărie cu lift, inclusiv cu lift, în mediul rural. Da. Ultramodernă, chiar cu spații de cazare, mare lucru pentru o primărie de mediu rural. Bănuiesc că asta ține de faptul că ați avut o viziune când ați făcut treaba asta, când ați făcut așa la plezneală, ați făcut-o cu, gândindu-vă la viitorul comunei, ca să zic așa. La viitorul îndepărtat. Sau îndepărtat. Cred că e cel mai recent proiect pe care l-ați finalizat, adică cel mai recent, nu? Sau mai aveți ceva? Da, mai avem, mai recente mai sunt. Care deja au fost finalizate? Da. Și o să vă spun... Da, păi o să ne spună doamna. O să discutăm despre fiecare. Vreau să vorbim puțin despre proiectul ăsta, chiar dacă deja a trecut ceva timp de când l-ați inaugurat. Mai ales pentru faptul că știu că în spatele proiectului există o poveste frumoasă. Cum ați reușit să atrageți fondurile? Prin ce metodă ați reușit să-l construiți? Și, adică, mă rog, cine a fost instituția care v-a sprijinit? Și cât de anevoios a fost drumul acestui proiect de la idee și până la finalizare? Da, vă mulțumesc că ați venit la Semihaiul de Câmpie în premiere, pot să spun, ca post de televiziune. Sunteți bineveniți oricând de aici încolo. Ați folosit un cuvânt așa, o aventură. Uh-huh. Un cuvânt interesant, așa, aventură, și mă gândeam în timp ce vorbeați. Da, într-adevăr e o aventură, dar e o aventură mai altfel ca alte aventuri. Sigur, mai specială. Mai specială. Adrenalină, multe. Pentru că aici, în povestea asta cu aventură este o aventură serioasă, păi să spun. Deci, din moment ce ești ales sau ești girat de locuitorii unei comune, trebuie să fii foarte corect, foarte hotărât și să faci ceea ce faci pentru bunul mers al comunei și să faci ceea ce faci pentru ca locuitorii din localitatea respectivă, în speță Semihaiul de Câmpie, să aibă un trai mai bun, să o ducă mai bine. Deci o aventură foarte frumoasă pentru o comunitate. Exact. Mi-a plăcut cuvântul așa, aventură, dar aici trebuie să fii serios. Nu mai poți să faci o aventură cum o faci în viața privată, îți faci o clădire, o fermă sau nu știu ce, dacă merge, merge, dacă nu te-ai oprit. Aici trebuie să ai flux continuu, să continui într-una permanent, cât ești ales primar. Și cum spuneam înainte, trebuie să fii foarte, foarte serios și să muncești foarte mult. Faptul că deja, scuze-mă Carmen, faptul că sunteți deja de 2 ani buni în al treilea mandat, că așa e, nu? Corect, am înțeles bine. Da. Sunt convins că oamenii care au votat cu dumneavoastră sau pentru dumneavoastră au văzut în dumneavoastră, sau au fost girul faptului că sunteți un om serios, că lucrați așa ca la carte, cum se spune, conduceți de mulți ani primăria, la momentul alegerilor vorbeam, și în spatele background-ului dumneavoastră, total background, există o companie care, în fine, nu-i condusă de dumneavoastră astăzi, dar este o companie care e mult mai veche decât de când sunteți primar, în speță mă refer la compania familiei, casei noastre. Cine se uită în curtea dumneavoastră, numai dacă poate ochelari negri, nu vede că este un parcurs perfect în ceea ce privește drumul lui Matei Ioan. E corect. Bănuiesc că contracandidații noastre de la timpul trecut și la viitor, că bănuiesc că vreți să mai faceți un pas spre al patrulea mandat,
au probleme în, au probleme în sensul că știe că au ca și concurent un om, în primul rând bătăios, un om foarte serios, un om care muncește, care are cam tot ce trebuie. Și repet, eu pentru prima oară când sunt aici, văzând ce am văzut, mâine v-aș vota și eu chiar. Pentru că chiar poți să-ți dai seama de faptul că nu oricine, am văzut multe primării în viața mea, dar nu vreau să vă jignesc, că nu vă jignesc pe dumneavoastră. Primarii sunt așa, lasă-mă că am treaba azi. Adică mai dă vară cu... Nu, păi nu dați în cap, că nu pe dumneavoastră, nu fac trimitere la dumneavoastră și nu că vreau să vă laud neapărat. Dar pe bune, aș avea curaj să arăt oriunde, tot mă faceți dumneavoastră mitic, mă duc cu ea la mine, la mitici, să arăt o clădire de primărie într-o comună destul de îndepărtată și de Bistrița chiar, care arată într-un fel, asta ar trebui luată și pusă în București. La modul sincer, pe bune. Da, în fine. Aici, sigur că ești, probabil că foarte importantă și atenția la detalii de care dă dovadă domnul primar. Deci sunt mai mulți factori, că de aceea am și dat ocazia să vorbească despre proiectul ăsta, că știu că e unul dintre proiectele de suflet. Cred că are mai multe, nu cred, domnul. Da, într-adevăr, ce vă pot spune eu, decât ceea ce s-a întâmplat și cum s-au petrecut lucrurile în decursul acestor ani. Ca să fii primar, ca a spus mai înainte, nu toți primarii sau cred, eu cred că atunci când ești hotărât să candidezi de primar, vrei să faci ceva. Eu așa consider. Și așa consider că toți primarii își propun, toți candidații de primari își propun să realizeze ceva în comuna respectivă. Și tot să-ți bat. Acum, care pot să realizeze, realizează, care nu, din anumite motive, nu reușesc să-și facă proiectele, să le ducă la bun sfârșit. Dar, într-un cuvânt, așa, ca să vă spun ceea ce cred eu, deci toți care sunt toți primarii, colegii primari, vreau să facă ceva. La obligatoriu. La unii se vede, la unii trebuie să faci, pentru că dacă nu faci treabă și nu ești activ în perioada unui mandat, lumea nu te mai alege. Pentru că asta e viața. Că, sigur. Până la urmă, cine îți dă girul să fii primar, te și judecă. Da, da. Te judecă și trebuie ce fac. Da. Numai din păcate la noi, acum că ați folosit cuvântul mitici, așa vreau să fac un pic de paranteză, așa. Din păcate la noi, în ultima perioadă, la noi în țară mă refer, o parte din primar sau cel puțin la noi în zonă, nu se mai prea aleg după ceea ce a lucrat, se aleg după influență. Sau după... Acum și cu dumneavoastră. Cât da, îl denigrează mai tare pe primar în funcție, că atâta are contracandidatul câștig de cauză. Deci, mai ales pe internetul ăsta și pe aceea. Eu spun ceea ce e, nu vorbesc așa. Așa este. Dacă ești foarte activ pe internet, prinde rapid la unul altul și te cataloguează altfel decât... Ești. Da. Adică, într-un cuvânt, dacă tot ai făcut ceva într-un mandat de 4 ani sau 3 mandate sau cât ai făcut, ușor să se șterge imaginea cu anumite dezinformații. Și cu asta închei povestea de... Da. Eu când am candidat în primul mandat, mi-am propus anumite lucruri importante de făcut pentru locuitorii comunii Sămiai de Câmpie. Pot să spun că 80% le-am realizat. Bun. De ceea ce... Și am făcut multe lucruri care au apărut din mers. Deci nu știam la început că o să realizez acest obiectiv sau aceste obiective, dar văzând că este nevoie, le-am cuprins și le-am derulat mai departe și aceste lucruri. M-ați întrebat, doamna Carmen, deci cum s-a făcut acest sediu de primărie? Cu foarte mult efort, cu multă muncă, dar s-a făcut rapid. Și s-a făcut cu ajutor din partea instituțiilor statului, Ministerul Dezvoltării și cu ajutorul necontenit al domnului președinte Radu Moldovan. Dânsul a ajutat legătură cu finanțarea proiectului. Uh-huh. Și nu numai cu acest proiect, cu toate proiectele care le-am realizat în comună și mă refer la proiectele mari. Drumul de la Sămihai la Teaca e un lucru foarte important. Foarte, foarte important. Și canalizarea și alte obiective care le-am... Vreau să vorbim și despre astea. Nu sunteți singurul primar care spune despre relația, sau mă rog, despre faptul că a fost ajutat de președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan. Dar vreau să vă întreb cât de important este sprijinul
care vine de la județ pentru foarte un important primar de comună. Până la urmă, proiectul e al dumneavoastră, e al echipei, nu? Există o echipă care lucrează pentru a întocmi acel proiect. Dacă proiectul e bun, se câștigă, dacă nu, nu. Adică, mă rog, nu se câștigă finanțarea, dacă nu, nu. Asta vreau să zic, că multă lume ne spune lucrul ăsta, adică majoritatea primarilor cu care am vorbit, toți au spus, domnule, am fost sprijinit de domnul președinte. Îl întreb pe domn primar și am să încerc să răspund eu, pentru că tot așa pentru am început. Pentru că e important să știe alegătorii, pentru că să nu uităm că și pentru Consiliul Județean se organizează tot alegeri, adică nu vine nimeni să îi dea, să zic, PSD-ului sau PNL-ului un mandat cadou. Ba da, tot alegătorii sunt cei care sigur ajută la... Când a început domnul primar să ne spună, spunea de Mitici, că iar mă întorc la Mitici, ce face dumnealui ca proiecte cu echipa dumnealui. Cu mâna de ajutor importantă pe care o dă Radu, este puntea între Ardeal și Mitici. Fără puntea asta, dacă îmi dați voie să vă spun eu, deci, doamna Carmen, lucrurile stau foarte simplu și foarte clar între oameni normali. Deci, simplu lucru, simplu, numai doar așa. Domnul președinte, pentru care și experiență, vreau să fac acest lucru în comună. Ce spuneți? Da, bă, Ioane, da, e bine, te ajut cu ce poți să te ajut. Și cu un sfat dacă te ajută, deci în primul rând cu un sfat, nu mai vorbind după aceea mai departe, de restul lucrurilor. Deci prima dată e un sfat. Sau sugestie. O sugestie. Băi, ar fi bine așa, dar ar fi bine... Și vă dau un caz concret, cu sediul de primărie. Dânsul, venind să -mi iai după alegerile în 2012, m-a întrebat așa, băi, Ioane, ce sediu de primărie? Într-adevăr, era un sediu impropriu, n-avea baie, n-avea nimic. Utilități, n-avea nimic. Avea WC-ul în fundul curții și așa frumos mai departe. Bun. Așa au fost lucrurile. Bun. Și datorită acestui fapt că m-a mobilizat cumva, da, pentru că după două luni sau după o lună de zile nu dai seama cum vor fi finanțările și cu tare. Uite, aici o să ajutăm să faci o sediu de primărie nouă. Discutat, s-a întâmplat. Avem sediu de primărie. Pentru că nu știu cât avem timp de discuții la emisiune, dar am putea vorbi mult parcursul etapelor. Dar poate cu altă ocazie. Dar vreau să vă dau un alt aspect foarte clar și adevărat. În 2012, după ce am fost ales primar, avem drumul județean care face legătura între Sâmiai și Teaca. Exact. Pe o porțiune din drum, îi spune Finicior, în zona respectivă, pentru cei care privesc emisiunea, știu, unei zona era crescut salcâmi mai groși ca și cana aia. Deci, 20-25 cm. Mm-hmm. Pe drum. Pe drumul județean. Pe drum? Pe drumul județean. Nu, pe drumul județean. Dar cum Dumnezeu? Și oamenii cu căruțele, cu tractoarele, ocoleau pe o pășune și... L-am sunat pe domnul președinte, dacă m-ați tot întrebat, să vă spun adevărul. Și a venit acolo în dealul respectiv. În dealul între Stupin și Archiut. Nu puteam trece cu mașina pe acolo, ne-am dus pe pășune și... domnul președinte, pe aici e drumul județean, nu se poate mai ani. Și dânsul era atunci începător. Da, da. Cum vădrea cu drumul județean și salcâmii groși de 5 metri? L-a sunat pe directorul care era atunci, a venit acolo la fața locului și a confirmat directorul, da, domnul președinte, este drumul județean. Aici. Cu copaci. V-ați întrebat cum poate să fac. Uite, așa s-a întâmplat. Nu dura 2 sau 3 săptămâni, au venit buldozere, pentru că trebuia finanțat de la județ. Da, da. Au venit buldozere, au deschis drumul și uitați acum avem unul dintre cele mai moderne, din județ. Vă rog să mergeți să vedeți. Parc e autostradă. Important asta. Ce noi nu puteam circula legătura Teaca-Reghin. Plus că în satul Stupini, în satul Sămihai, era un praf de nedescris când circulau mașinile, da, din cauza prafului de pe drum, cum era Petri, nici nu puteai să-ți speli haine, rufile, să le pui pe sârmă, să urci, pentru că ți se murdrea. Pentru că deci, așa s-a întâmplat. Vorbiți așa frumos de Radu Moldovan. Am o întrebare, la jumate din întrebare am primit un răspuns, chiar dacă înainte de emisiune, a spus că vreți să candidați din nou în 2024. Ce faceți că domnul Moldovan nu va candida la CJ, la Consiliul Județean? Cum o să... Acum deci, știu, aveți experiență, deja e altă poveste.
Da, din câte știu, nu va candida, va candida la Camera Deputaților sau în Parlamentul României. Eu consider așa. Deci domnul Radu Moldovan, domnul președinte, ar merita o funcție cu mult mai sus. Auleu! Da, în Guvernul României, pentru că eu chiar nu vreau să-l laud, să creadă cineva că mă pun bine. Eu spun adevărul. Da. E unul dintre cei mai buni președinți din, la Revoluție în Cauce. A făcut cel mai mare realizări în județ. Bineînțeles și cu ajutorul echipei de primar, care a avut primar, că a făcut proiecte așa mai departe, dar dânsul ne-a sprijinit. Și eu consider, din punctul meu de vedere, n-am știut cum să-mi puneți întrebarea asta, dar vă răspund ceea ce cred eu, ar trebui să fie cel puțin ministrul dezvoltării. Nu se duce, că mi-i place. Nu știu dacă se duce sau nu se duce. Dar după capacitatea dânsului și ceea ce... Eu chiar îl țin la acest om, atașat de dumnealui, pentru că văd că am văzut în decursul 10 ani, dacă mi-a promis mie ceva, s-a ținut de promisiune. Și atunci, acum să nu apreciez un om așa? Să știți că nu sunteți singurul care spuneți treaba asta. Eu spun, chiar dacă cineva nu-i place sau, mă rog, e problema fiecăruia, eu spun ceea ce se întâmplă la mine în comună. Da. Restul fiecare vorbește cum crede de cuvință. Dar președintele, la ceea ce mi-a promis mie în comună, în toate aspectele m-a ajutat și s-a ținut de cuvânt. Cum îl vedeți pe Bogdan Ivan, să zicem, e dorința tuturor, cum îl vedeți pe Bogdan Ivan ca viitor președinte al Consiliului Județean? E pregătit pentru postul ăsta? Vârsta e mică, dar în fine... Experiență nu neapărat administrativă, dar așa de tot ce a stat pe lângă Radu Moldovan. Cum îl vedeți pe el? E pregătit să intre, să facă față acestui post care nu-i deloc întâmplător? Eu știți că vorbesc eu ceea ce sunt, tot ceea ce așa nu trebuie. Fac așa să perie sau să vorbesc la adresa cuiva că numai ca să dea bine. Să știți că e un tip deștept. E un om cu viziune. Okay. E un om care se vede că a lucrat în jurul președintelui Radu Moldovan. Experiență va căpăta pe parcurs. Așa văd eu lucrurile. Deci, cel puțin, așa consider eu, dacă lucri atâția ani în jurul unui om ca domnul Radu Moldovan, înveți lucrurile din mers. Teoretic așa e. Teoretic așa. Acum, fiecare persoană suntem, avem aceleași gânduri, dar poate sigur. Câteodată gândim și mai altfel. Omrem fiecare așa. Dintre noi. Să știți că chiar îmi place de domnul Bogdan, chiar dacă este tânăr. Știți? Da, va căpăta experiență și noi, primarii PSD, o să-l susținem din toate punctele de vedere, pentru că vom avea un viitor a județului, un viitor președinte a județului de calitate, spun. Și o să fie tot timpul, cred eu, că în contact cu domnul Radu Moldovan, să se mai consulte, să discute, să mai ceară părerea, să mai facă puntea cu Bucureștiu. Da. No, deci noi primari de la PSD și noi acum, deci noi puteți să spune cei de la ALDE că am făcut o înțelegere cu PSD-ul, un candidat din partea PSD-ului. Rămâneți la ALDE? Nu știu dacă ALDE se va desfința, va face o alianță cu cineva, chiar nu știm acum, ar veni la nivel național, e cumva așa o ceață, acum nu se știe ce... O ceață mare, da. Păcat că s-au întâmplat lucrurile așa, dar noi cei primari, că am fost vreo 7 primari de la ALDE, trebuia să ne orientăm într-o direcție cumva, să nu rămânem a nimănui, pentru că avea 7 primari în județ... E important. E un lucru destul de important. Sigur. Și ca să trecem la ce am început cu domnul Bogdan Ivan, eu îl văd un băiat fâșniț, așa, care se va descurca. Se pliază la toate punctele, la tot ceea ce, cel puțin cu mine, ce am discutat cu dânsul, am încercat și m-a ajutat, ne-a sprijinit. Și vă spun un lucru important, nu știu dacă va fi bine, dar chiar îl spun. Am discutat de fabrica de zahăr de la Luduș. Cu dumnealui. Pentru că eu sunt fermier și cultivam stecle de zahăr până nu s-a închis fabrica de zahăr de la Luduș. Deci eu spun în premier, am discutat la o întâlnire privată și am explicat deputatului Bogdan, domnule, s-a închis fabrica de la Luduș,
a cui a fost, al unui francez, la un închis-o, da. Noi sute de, sau zeci de fermieri care cultivam sfeclă, nu mai putem cultiva sfeclă. Da. S-a închis povestea asta faină. Pentru că cultura de sfeclă este una dintre cele mai rentabile culturi care fermierii pot să accede să cultive. Îți lua marfa din câmp și am anumite avantaje. Închizându-se fabrica, zeci de fermieri au trebuit să schimbe nu mai avut culturile și așa mai departe și era o pierdere pentru noi care cultivam sfeclă. Bun. A luat legătura cu ministrul agriculturii, atunci era domnul Chesnoiu, și din câte am înțeles, lucrul ăsta s-a rezolvat. Adică? Adică fabrica va fi preluată de Ministerul Agriculturii, din câte am înțeles, în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Sfeclă. De aici din zonă? De aici din zonă, de la Luduș. Și va fi o treabă bună. Dacă se va materializa acest lucru, este și datorită deputatului Bogdan. Pentru că dânsul a discutat cu fostul ministru și s-au început demersurile așa. Știți, noi s-a vorbit cu francezii. S-a vorbit cu francezii, ca să... Acum detalii multe nu pot să spun, că nu știu. Nu trebuie să vorbim. Știu doar atâta, că Ministerul Agriculturii este interesant să preia fabrica respectivă în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Sfeclă. Și atunci iar fermierii vor avea posibilitatea să cultive sfeclă. Interesant. Pentru că o să vedeți, acum timpul e scurt, eu prevăd așa lucrurile, fiind fermier. Chiar o să fie o criză. Și nu numai la produsele cereale, și la, inclusiv și la zahăr. Deci mai sunt, de câte știu, două fabrici de zahăr în țară. Nu. Și vă dați seama ce criză o să fie de zahăr. O să cumpărăm zahărul cu 10 de lei kilogram. Da, da. Deci da, dacă noi suntem blocați și nu mai producem da, zahăr, da. Deci Bogdan s-a interesat și lucrurile merg în spre bine. Și nu numai la astea. Deci v-am spus așa și am mai spus, dacă vorbim de proiecte, că trebuie deci, să... Acum că am depășit un pic și povestea asta politicului, deși vedem că este foarte important ceea ce se întâmplă în zona politică, pentru că ne influențează viețile în mod direct fiecăruia dintre absolut noi, de la cel mai mic membru al societății și până la cel mai mare, pot să spun, mă gândeam să discutăm puțin și despre relația dumneavoastră cu Ministerul Agriculturii, dar undeva mai la finalul emisiunii, pentru că știu că urmează și un eveniment la care veți avea invitat pe ministrul Petre Daia, dar aș vrea să discutăm așa mai mult în mijlocul emisiunii despre proiectele pe care le aveți pe rol, pentru că sunt, cred că, cel mai important subiect, cel mai fierbinte. Da, aș începe așa cu proiectele. În primul rând, ca să fie puțin detailate și împărțite pe finanțări. Eu m-am pregătit încă de în urmă cu 2 ani încă un proiect pe fonduri europene pentru 10 km de drumuri agricole asfaltate. Am până acum în comună 30 de km de 3 proiecte de drumuri agricole. Să mai prind unul și ar fi cam 40 de kilometri de drumuri agricole asfaltate, ceea ce e foarte important. Face legătură cu agricultura, ce spun, exact, ce ziceați înainte. Și o să mai explic, când o să discutăm ce înseamnă să ai un drum agricol asfaltat și așa. Bun. Acum, după aceea am proiect depus pe Anghel Salini. Proiect care în 2018 mi-a fost finanțat. În 2019 am semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării prin FDI. Uh-huh. Am obținut toate avizele de la toate deconcentratele. S-a dat firma câștigătoare pe SEAP. Trebuia să încep lucrarea de asfaltare a 20 de kilometri de străzi în toate satele. N-a durat vreo 2-3 săptămâni, a venit guvernul Orban și cred că e un blestem. Primul lucru sau primele lucruri care le-a făcut mi-a blocat mie finanțarea. Da. Mi-a blocat finanțarea, pur și simplu. Am fost la dânsul în audiență la guvernul României, am discutat, mi-a promis că o deblochează, că are povești din astea politice, mai mult, așa. Nu mi-a mai deblocat-o. Și am rămas cu 7 milioane de euro
și cu 20 de kilometri de străzi neasfaltate. Extraordinar. Vă dați seama cam ce. După ce am făcut o serie de cheltuieli, aviză de la toate, de concentratele, ridicarea pe seapă, făcut contractul, plus proiectul în sine, făcut. Dar acum de când s-a apropiat, așa cum sunt ei acum, PNL cu PSD-ul, nu a putut să vă ajute nimeni? Poate acum, deci a revenit la o nouă formă de finanțare pe Angel Salini. L-am depus pe Angel Salini și așteptăm cel puțin, poate prin august-septembrie, să ne cheme să semnăm contractele cu Ministerul Dezvoltării. Nu o să ne dea toți banii odată, dar o să ne dea pe rând, în etape. Anul ăsta o sumă, anul viitor o sumă, ceea ce e foarte bine. Deci va începe proiectul făcut din 2018 în 2022-2023. Vă dați seama, dintr-o îngânfare, pot să spun, a fostului prim-ministru, că altfel nu pot să-i spun, ne-a tăiat această finanțare și nu mai lasă mi-ai. A tăiat și la Teaca, și la Târlișova, toți care am avut PD-i, ne le-a tăiat de la finanțare. Deci, dar cine e inspirată, da, până la urmă? Măcar că a fost la mine aici la Semihai, da, și am stat la poveste, a fost când nu avea funcții și așa. Cine? Domnul Orban. Ah. Și ne cunoșteam, pot să zic așa, eram, ne cunoșteam mai bine ca și cu dumneata, cu dânsul. Dar asta e viața, ce să faci? Vreau să spun că locuitorii comunii Semihai au fost vitregiți de acest prim-ministru care ne-a tăiat 7 milioane de euro. Că noi puteam să avem 20 de kilometri, astăzi când vorbim, asfaltate. Da. Da, da, și da, după aceea puteam face și alte lucruri. Bun, acest proiect este pe fonduri de la Angel Salini. Am depus pe Program Național de Reziliență canalizare la extindere canalizare satele Stupini și Zoreni. Sperăm, canalizarea e cam prioritară, sper să fie acceptată și finanțată, măcar de anul viitor. Cu apa cum stați? Vă spun și de apă imediat, o lăs ultima dată, că asta e mai, mai delicată poveste. De asemenea, am depus proiecte și am chiar finanțat pe CNI cămin nou la Sălcuța. Se lucrează la cămin. Cămin cultural. Cămin cultural, da. Era un cămin făcut din 1950-40 ceva, așa, impropriu, făcut din pământ, cum se făcea atunci, chiar din pământ era. Da, da. Cu fundație de piatră, l-am dărâmat și acum se ridică un cămin nou. În toamnă, până în toamnă va fi și acoperit și în primăvară sau în vara anului viitor va fi dat în folosință. Cam astea ar fi proiectele care îmi vin acum aminte cele mai mari. Și am proiecte din bani de la bugetul local, care le-am lăsat pe capitole, așa, pe finanțări, să le amintesc. De exemplu, se lucrează momentan la două capele în satul Brătăni, satul Sălcuța, din bani de la bugetul local. Am prins bani pentru investit la drumuri comunale care le-am pietruit, chiar acum lucrăm la ele, și anumite drumuri de hotar pe Angel Salini. Nu pe Angel Salini, pe AFIR, pe fonduri europene. Deci alte drumuri decât cele care sunt prinse pe proiecte pe fonduri europene. Tot pentru a facilita fermierilor să aibă acces mai ușor și așa. Un proiect care lucrez la el, am început și am făcut studii de fezabilitate. Avem aici în localitate, într-o zonă mai îndepărtată, un izvor cu apă sărată. E un proiect, așa cumva să spun, de suflet, așa. Aș dori să fac o mică stațiune acolo, pe viitor. Dar aștept să fie finanțat galul. Pentru că noi suntem într-un gal Progres Transilva se numește. Am avut finanțare în etapa întâi, acum urmează în etapa a doua, când se va redeschide depunerea de proiecte, o să-și depun un proiect pentru o stațiune acolo, se numește Glodul Sărat. E un loc frumos și de ce să n-avem? Un proiect despre care de altfel am vorbit în campanie electorală. Da, da. Iată că încet prinde contur. Am și săpat acolo, am dus apă la probe. Izvorul va avea pentru a avea, da, pentru a avea certitudinea că se pretează pentru așa ceva.
E de destul de bun, o să facem la început, să vedem, o să vedem câți bani o să ne aloce galul și în funcție de acești bani, ca să nu cheltuim bani de la bugetul local. Aha. Deci, dar ați făcut un proiect pentru ăsta, cum va arăta? Un SF-ul, da. Un SF-ul. Un SF-ul, da. Da, proiectul urmează, nu am mai demarat mai departe cu PT-ul, pentru că costa bani. Da, da. Și am zis, din moment ce am certitudinea 100% că facem, avem bani, atunci dăm drumul și la proiect. Bun, vreau să amintesc că acum vine minte, am construit o grădiniță nouă la, aici la Sâmiai, pentru că în 2012, când am intrat primar, copiii făceau pregătirea sau grădinița într-o lemnărie. Deci așa era, avem grădiniță nouă. Am mai depus... Aveți copii? Aveți tineri în comun? Da, sunt. Am mai depus un proiect tot pe CNI pentru modernizare și dotare școală. L-am depus acest proiect ca să fie foarte bine înțeles pentru cei care urmăresc emisiunea, și să, pentru că avem o școală modernă. E, arată foarte bine. Numai că nu putem autoriza din punct de vedere ISU. De ce? De ce? Pentru că are plafonul din lemn, are grinzi din lemn și nu ne autorizează din punct de vedere ISU. Deci trebuie să dăm toată șarpanta jos. Să se toarne beton, placă de beton, cum se cer acum mai nou conform normelor ISU. Da. Deci nu ne-o putem autoriza și nu atunci va trebui să... Corect. Și făcând acest proiect, extindere și modernizare, vom face și o sală de sport acolo, vom moderniza-o cu amfiteatru, cum trebuie, cum așa. Toalete în interior, probabil. Da, da, da. Și m-ați întrebat de elevi, avem una dintre cele mai moderne școli din sudul de județ, de aici zona de Câmpie mai precis, de la Lechința în jos. Sunt circa 140-140 ceva de elevi. Mulți. Este o echipă de profesori, ca să pot spune, și învățători foarte bună, cu o directoare care, doamna Aldovan, se ocupă de toată această problemă cu instituția învățământului, deci chiar e activ să face treabă bună. Am avut și elevi care au intrat la licee importante din Bistrița. Deci și rezultatele merg, pentru că nu numai facem școala și rezultatele elevilor lasă de dorit. Aici chiar au rezultate deci bune. Deci la școală aveți clase de la 1 la 8. 8, da. Și spre informarea dumneavoastră, pe surprinderea dumneavoastră, că n-am mai vorbit la emisiune, vin copii și din comuna Chiochi și din comuna Micești. Bun. Aici la școală. Deci le asigurăm transport. Există o calitate învățământului. Da. Le asigurăm transport pentru că eu consider așa. Cine își permite să facă școală cu elevi, clasă simultan, ăia copii nu o să aibă pregătire. Așa este. Nu poți să faci. Așa. Și atunci, de aceea am și asigurat transport, pentru că e o cheltuială în plus. Da, da. Să aducă elevi din comuna Micești, din comuna Chiochiș, care dorești, bineînțeles, care părinților vreau, dar chiar suntem solicitați de părinți, pentru că dacă se face pregătire bună, deci se face școală, cum ziceam noi mai devreme, da, da. Atunci și părinții încearcă să-și aducă copiii unde se face sigur, școală. Normal. Da. Cam asta pot să vă spun de ceea ce ar mai fi multe lucruri de discutat cu Centrul de Cultură. Avem aici, am construit un monument nou în satul Sâmihai, o să, dacă vreți să-l filmați, un centru cultural chiar aici în centru și mai multe obiective din astea. Vreau să modernizăm dispensarul medical, suntem în studii de fezabilitate pentru așa ceva și apropo de dispensarul medical, spun tuturor medicilor care ar dori să vină la țară, le putem asigura cazare gratuită, spațiu de cazare pentru o familie de medici tineri sau care doresc să vină. Sau care doresc să vină, da. Avem medic acum, dar domnul doctor are mai multe localități care se ocupă și mi-aș dori să fie un medic stabil aici. Local, deci, local. Așa. Să locuiesc aici. Da.
Revenind la ceea ce înseamnă astăzi situația economico-socială a României și nu numai a României, ci cred că a întregii Europe, iată, ne băgăm într-un subiect vast, foarte vast. Da. Trebuie să lungiți emisiunea. Da. Da, nu problemă, putem să o facem de două ori. Trebuie să discutăm și probleme de genul ăsta. Mai ales că dumneavoastră sunteți implicat direct în ceea ce înseamnă munca aceasta de fermier. Toată lumea știe că, pe lângă faptul că sunteți un foarte bun om de administrație, venind din mediul privat, acolo unde ați avut de administrat cu totul și cu totul altceva, experiența de acolo oarecum se vede în ceea ce ați realizat în comună. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți despre criza care se anunță, despre prețurile care sunt în ziua de astăzi, despre condițiile pe care le au fermierii astăzi. Și vă întreb toate astea, dat fiind faptul că așa, mi-aș dori să fie așa un fel de avantpremieră, dacă tot îl avem în acest sfârșit de săptămână invitat pe domnul ministru Petre Daia în comuna dumneavoastră. Da, deci pot să vă spun câteva lucruri importante. Acum nu știu cât timp mai avem ca să mă rezum la discuții sau să vorbesc pe larg așa. Puteți vorbi cât vreți. Lucrurile cum stau din punctul meu de vedere. Având în vedere, cum spunea domnul, că este o BNR aici cu 30 de ani de activitate, da, anul ăsta firma pe care am înființat-o acum 30 de ani funcționează. Mai merg pe la anumite firme unde mai cumpărăm tot felul de inputuri. Una alta. Tot felul de inputuri și când spun codul fiscal, 1992. Păi de atunci aveți firmă. Da, de atunci. De atunci funcționează. De atunci asigur salarii la oameni. Da, da. De 30 de ani. Și e important lucrul ăsta să... Parcă a trecut repede, dar când reamintesc în urmă cu 30 de ani, nu e așa de ușor și n-a fost așa de ușor să asiguri salarii la... Cel mai mult am avut 24 de angajați, acum pare mi se sunt 18. Nu am administrez eu și nu știu preciz că sunt, așa, acum e numărat. Să asiguri la 20 de oameni, să asiguri salariile. Da. Numai nu știm, noi știm că în jurul datei când dăm salariile de 20, te-am nevoie rost de bani, cum faci, cum le rezolvi. Și din ce în ce acum e tot mai greu. Și mă explic și de ce e mai greu. Datorită scumpirilor astea de motorină care au venit acum în ultima perioadă, datorită scumpirilor la uleiul, la toate, la toate inputurile și la îngrășăminte și la tot, tot. S-a dublat prețul la îngrășăminte. Nu-ți mai ajung banii. Suntem nevoiți, noi fermierii, să facem linii de creditare care le privești, la început le privești așa cu ușurință. Uite, optimist, da. Am scăpat ca am bani. Dar când trebuie să rambursezi înapoi banii, te gândești de unde ai. Da, da. Și ne gândim de unde ai, nu numai eu, dar acum vorbesc în numele meu, având în vedere că a dat și Dumnezeu seceta asta acum. Ne afectează foarte mult. O să vedeți că zeci de fermieri nu se mai poate lucra la pământul. Mm-hmm. Spune premier acum, datorită scumpirii de îngrășăminte care a fost în primăvară, mulți fermieri nu și-au mai permis să dea îngrășăminte pe grâie. Uh-huh. Și atunci, în loc de 6.000, 5.000, 400, 5.000 și cât obțineau anii trecuți pe hectar, s-au trezit că obțin 3.000. La 3.000 care produs vă referiți? La grâu. A, la grâu. La, mă refer că ele au așa pe culturi. Mă refer la cereale. Deci n-am avut bani să dea, nu o să aibă, nu au producția de grâu. Dacă nu ai cel puțin peste 4.000-4.500 de kilograme de produs de grâu la hectar, deja mergi în pierdere. Nu-ți mai acoperi cheltuielile cu prețurile astea care au fost. Bun. De aceea fermierii, toți care cultivă pământ, va trebui să aibă foarte mare grijă. Pentru că se îngropă singuri. Adică sper că va ploua, va fi cât de cât un an bun. Dacă Dumnezeu nu dă ploaie, nu-i dai nici mâncare la plantă, riști să pierzi tot ceea ce ai investit. Nu vreau să atrag atenție, vreau să spun că bănuiesc fermierii care se uită, știu despre ce vorbesc. Dacă nu faci lucrurile în perioada optimă și nu faci, nu-i dai îngrășământ și nu-i dai ce-i trebuie, rană la plantă, și te mai bate Dumnezeu și cu o secetă din asta, intri în faliment.
Domn primar, pentru că știu că sunteți un om care, mai ales despre problemele astea care dor, nu se ferește să discute. Mă gândesc că, nu știu, ați avut niște întâlniri, cu siguranță ați avut întâlniri cu fermierii, cu colegii noastre din județele învecinate, cel puțin, dar ați avut vreo discuție care să meargă mai sus, spre guvern, spre... Sincer să fiu, ascultați-mă, sincer să fiu, cu oricine vorbești, e trist. Și mă întreabă, mate, sau domnul primar, că pe la voi cum e? Pe la noi o secetă, nu o să facă păstăi soia. Nu o să dezvolte bobul la știuleț, la porumb. Dacă mergeți pe teren acum, noi un pic am fost, pot să spun așa, privilegiați de acest lucru. A plouat mai mult în zonă. Mm-hmm. A dat Dumnezeu pe aici, prin zona asta, și a plouat. Poate ne-am rugat mai mult. Da. E din zonă, nu știu. Dar toți striști. Mm-hmm. Toți fermieri. Am prieteni în județul Mureș, am prieteni în județul Cluj, care cultivă. Ne-am mai întâlnit la anumite întâlniri în astea cu agricultură. Am colaboratori care ne aduc inputuri. Toată lumea când îți spune în țară e jale, încă la voi e bine, mai zice câte unul. Uh-huh. Va fi o problemă, eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar vreau să spun așa ceea ce sunt eu ca fermier, pentru că lucrez în jur de 1000 de hectare de teren. Și mă doare, am linie de credit, am datorii și așa mai departe la inputuri. Sunt foarte îngrijorat așa cum sunt toți. Și va fi... Acum toată lumea zice că războiul din Ucraina. Bine, afectează și acest conflict, dar prea puțin pe noi, pe fermieri. Ne afectează cel mai mult la prețuri, pentru că se face o speculă din asta așa de ecutare și ne amenință pe noi cumva, deci mă refer la samsari, care se ocupă de specula cu cereale. Sigur. Ne amenință, nu va fi prețul la or sau la grâu decât atâta. Uh-huh. Și dacă la cultura de grâu, cam înțelege oricine, cum am amintit înainte, nu 4.500-5.000 de kilograme hectare, nu pot să înființez altă cultură din toamnă. Noi deja ne pregătim acum pentru ce urmează. Deci, din tot ceea ce o să vindem din cereale, care nu au vândut, deci eu am spațiu de depozitare, încă nu am vândut, că nu mi-a convenit prețul, dar cei care au vândut la un preț derizoriu, nu știu cum o să înceapă lucrările de arat și de pregătirea terenului. Dar credeți că am auzit lucrul ăsta și la dumneavoastră și în alte discuții, cât de mult influențează factorul decisiv, și aici mă refer la bani, faptul că un agricultor, că scoate 4.500, că scoate 3.000, n-are importanță, scoate o producție bună sau foarte bună, vinde produsul lui prost pentru că se grăbește că n-are unde să-l pună. Cât de mult influențează prețul? Chestia asta, că faptul că agricultorul se grăbește să-și vândă marfa, tocmai pentru că nu are unde să-l pună. Foarte mult influențează, foarte, foarte mult. Se poate face ceva în sensul ăsta? S-ar putea face dacă... Eu am avut multe propuneri așa, mă rog, ceea ce simt eu. Numai că, din păcate, nu s-au materializat aproape nimic din ele. Propuneri că ce? Propuneri, de exemplu, să se finanțeze proiecte... Ar fi mult de discutat, dar vă spun așa pe scurt. Să se finanțeze proiecte pentru depozite în anumite zone. Se calculează automat, e simplu de calculat. Faci un depozit de 10.000 de tone, cât produc 3 comune din zona respectivă. Uh-huh. Dar să vină statul să le facă. Da. Statul? Statul. Oh my God. Statul. Sau să finanțeze un fermier. Numai că fermierul după aceea va depune, va monopoliza lucrurile. Sigur. Și iară lucrurile pe viitor. Eu vorbesc pe viitor. Da. Statul să vină, Ministerul Agriculturii, să finanțeze. Bun, dar pentru depozitele astea, să zicem, așa cum le spuneți dumneavoastră, silojuri sau cum să le numim, există posibilitatea să, ca dumneavoastră sau statul, să zicem, să acceseze fonduri europene? Normal, prin Ministerul Agriculturii, sigur. Păi și ce, doamne iartă, mă fac? Deci, nu știu dacă mai spus-o cineva pe postul, pe un post de televizor, eu vă spun tot ceea ce cred eu. Deci, nu vreau să zic că cineva că mate a fost comunist sau comunist, sau nu știu care e problema. Noi avem aici, în SMA, ceva, cel puțin eu am o fostă bază de recepție a produselor, de produs, pe Ceaușescu.
pot să depozitez 15.000 de tone. Doar îmi trebuie un uscător ca să le pot depozita. Da, da, să nu le puneți umede. Să nu le punem umede. Așa va trebui să facă Ministerul Agriculturii în fiecare zonă, câte un depozit cu uscător și recepționar. Și atunci să le dai la fermier, pentru că de țara asta trebuie să aibă grijă cineva, nu? Nu putem să o lăsăm așa la... Și o să zică cineva că va fi iar CAP-ul și de astea. Nu, nici vorba de astea. Deci statul să preia de la fermieri produsele, să le dea un preț. Văd că nu sunteți de acord cu mine, dar păi altfel nu se poate. Că știu că nu se pune în practică. Nu se pune, aia da, că nu se pune în practică. Dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar statul va trebui să intervină, pentru că eu tot am discutat de ce prețul la lapte e așa. Adică mic. Deci, domnilor, e de strigat la cer. 1,60 lei, 1 leu, până la 2 lei, un litru de lapte acum pe seceta asta. Păi fermierea mor așa, din start. Exact. Din start. O să vedeți că nu o să mai găsim lapte. Și ar fi multe lucruri să vă spun, să le transmiteți, dar nu avem nici timp și poate din moment acum. Vreau să vă spun, ca să închei povestea asta. Dacă nu se intervine de către stat, fermierii noștri nu sunt capitalizați. Aici am vrut să ajung. Deci nu oricine poate să-și contrească un depozit, ori cu ce proiect ar fi finanțat. Pentru că dacă nu ești credibil, nu ești eligibil, nu îți dă nimeni credit din bancă. Ori dacă faci pe fonduri europene proiecte, 70% în cel mai bun caz îți dă Uniunea Europeană, deci îți dă afirul, 30% trebuie să pui tu. Dacă îți faci un proiect de 1 milion de euro, dau exemplu, trebuie să pui... 300.000. 3 milioane. Da, scuzați. 3 milioane. Da. De unde are un fermier, atâția bani, vrea să iei credite din bancă, nu o să poată să iei credite pentru că nu e eligibil și nu are cum. Să spune că îl faci mai mic, nu îl faci așa mare. Îl faci mai mic, tu trebuie să vii să te capitalizezi. Asta lucru o să-i spun, eu și am mai discutat cu domnul ministru care va veni mâine la noi. Unul dintre lucruri. Doi. Vedem că e seceta asta foarte mare și nu e numai de acum seceta în zona noastră, că m-ați întrebat așa. Seceta persistă, dar nu așa pronunțată, cam de vreo 20 de ani, în zona de câmpie. Dar nu așa pronunțată, da, am fost anul. Da, da, da. În 2012, când am intrat prima dată, era o secetă iară foarte mare și am fost nevoit să ducem apă cu mașina pompierilor la oameni. Să o punem în fântâni, să aibă să folosească apa. Deci așa a fost o secetă. Dar lumea mai uită, mai... Cel puțin am fost implicat direct și n-am uitat. Bine că au mai fost secetă, cum am zis adineaur. Dacă nu se facă, și asta iară o să-i spun domnului ministru, acum când va veni, să finanțeze pentru fermieri proiecte pentru captare de apă. Captare de apă în zonele unde sunt izvoare, primăvara să se capteze din ploi, iarna din primăvara din zăpezi și din ploile care primăvara mai vin. Eu vorbesc în zona noastră, Ardealului. Da, da. Nu mă refer la tot. Și poate e bună toată țara. De exemplu, eu am făcut așa ceva și urmează, am făcut un lac de pe suprafață de vreo 3 hectare, l-am făcut doar în vederea irigării. Știu eu că va fi seceta asta foarte mare, dar am văzut că e secetă cu ani în urmă și m-am gândit așa, să încep să irig pe viitor. Ori am făcut această mică acumulare de apă pe o suprafață de 3 hectare în vederea irigărilor. N-am mai avut bani să mă extind mai departe cu conducte și cu așa mai departe. Deci a fost o soluție până la urmă care ați găsit-o. Și ca să băgat ideea cu însămiai, cum la însămiai mă refer acum, am identificat vreo 4-5 locuri unde s-ar putea iriga toată suprafața agricolă a comunii Sâmiai, de 4.500 de hectare. Din sursă proprii. Din izvoare, cu apă, din sursă proprii. Avem lacul la Brătei, făcute... nu fântâni, nu? Trebuie depozite de apă. Depozite? Depozite de apă, în genul celui care l-ați făcut dumneavoastră. Deci lacuri care să aibă adâncimea cel puțin 3 metri, lacuri amenajate, că nu poți să faci așa cu pierdere de apă. Lacuri amenajate care nu costă foarte mult. Foarte și mult. Se alimentează din pământ, adică au izvoare? Izvoare din pământ, dar și se acumulează din zăpezile care cad iarna. Se spune că nu va fi zăpadă multă, dar tot va fi. Bun. Dar ploi
o să fie în viitorii ani. Primăvara, de obicei, plouă mai mult, plouă și iarna. Teoretic. Se acumulează, și practic, acum zona noastră vorbesc, se acumulează apa pe care la noi, dacă irigi, că mi-am făcut niște socotele, așa ca țăranul, cum se zice, ca fermierul, noi dacă irigăm de 3 ori pe an, mă refer în luna iunie, iulie și august, putem obține producții peste 10.000 de kilograme de porumb la hectar. Pentru că grâul nu totdeauna trebuie irigat. La noi în zonă vorbesc, ca să fiu foarte bine înțeles. Pentru grâul se amene de toamna, pământul își acumulează apă și grâul se duce mai... Da. Hai să spun că erbicidez odată. Noi, Comuna Sâmea, avem 4.500 de hectare de teren arabil. Bine, că mai sunt și dealuri și cauze care nu se pretează la irigat. Dar cam 3.000 de hectare se pot iriga din surse proprii. Sublinez. Se pot iriga. Și atunci, dacă vine statul, guvernul sau Ministerul Agriculturii și în fiecare comună investește sau le dă, finanțează, nu investește, le dă, finanțează pe fermieri care au terenul în zonă, ar fi o treabă rezolvată. Păi și uite, acum vă vine, înțeleg că vă vine domnul Daia, luați-l de aripă, scuzați cuvântul, și determinați-l să înțeleagă. Eu știu că el pricepe niște chestii, dar parcă le pune un pic în greu în practică. Și el, și Chesnoiu, și toți cei care au fost acolo. Deci am înțeles așa, din discuțiile care le-am mai purtat cu oficialități. Ministerul Agriculturii sau Ministrul Agriculturii, oricine ar fi el, e bun manager sau cum o fi, depinde de ăla cu banii. Adică tot prin de finanțe, din Ministerul Finanțelor. Pentru că, văzând, banii se împart, ca într-o fermă sau ca într-o familie. Deci nu-i mare, se împart. Aici sunt mai mult, dar se împart mai mult. Dar ar trebui prioritizată, din punctul meu de vedere ca fermier, trebuie să discută de aia de irigații. Foarte bine că o discută, dar trebuie să pună și în practică, cum spune noi. Vorbește de irigații, dar ce irigă? Că dacă nu e apă... Deci, domnul, acum am spus, deci dacă se acumulează... Aici vorbiți. Aici, da. Aici vorbește de sud. De sud mai este Siretul, mai este Dunărea, acum... Ăla e la nord, este, pardon. Da. E greu. Deci sunt modalități. Acum eu nu vreau să mă extind mai mult decât știu eu acum. Vreau să vorbesc la subiect ceea ce se întâmplă și în sudul ăsta de județ. Sunt vreo comune. Deci astea toate ar putea... fi o comune agricole. Da, da. Mă refer Lechința, Sâmiai, Micești, Budești, Teaca, așa, așa. Sau poate 10 să fie. Care preponderal agricole. Noi de aici trăim, aici creștem animale, producem cereale. Existența. Deci eu personal pot să spun că obțineam în jur de 1300-1200 tone de porumb, care îl produc eu. 600-700 de tone de cereale, de grâu, orz. Dau 300 de soia sau floarea soarelui. Deci e o plus valoare care pot să o dau la țara românească pentru, pentru alimentație. Dar dacă nu se face așa, cum eu nu dau cu bota, deci dacă cine va fi la conducerea Ministerului Agriculturii, nu se va îndrepta, nu va îndrepta atenția pe finanțarea la fermieri de să le suporte a 30% care trebuie să dea fermierul pentru cumpărarea de utilaj agricol și tractoare. Da. Nu va finanța proiecte de finanțare pentru înființarea de acumulări de apă în vederea irigărilor, o să ne trezim că te vorbim singuri pe drumuri și ne rugăm la Dumnezeu să ploaie. Da, e bună și asta cu ruga. Da, e foarte bună, pentru că așa. Dar o să vedeți că, și din câte văd eu pe la televiziuni, o să fie câțiva ani secetoși. Deci și o să vedeți terenuri, pârlogă, pentru că eu vă spun sincer, eu mă gândesc acum, să mai lucrez tot pământul care l-am lucrat anul acesta sau nu. Deci mă gândesc în mod serios. Pentru că dacă obțin 3.000 de kilograme sau 4.000 de kilograme de porumb la hectar, pe când obțineam 90 tone, 90.000, de unde bani să mai finanțez? Eu sunt iar m-am băgat peste tine, mai te las să termin. Gata, lasă-mă să-l întreb. Că, da. Sunt convins că experiența noastră în agricultură este una bună. Trebuie să vă găsiți un anume sortiment care știți că e mai rezistent. Știu că gândiți la asta, ar fi culmea să nu gândiți. Un sortiment de, nu știu, păioase, de ce-o fi, cum vă spun ce trebuie să zic. Pe care să-l puneți, ar fi culmea să nu vă munciți terenurile și ar fi culmea să nu faceți producție, că până la urmă de-aia existăm cu toții.
că ne plângem că nu plouă, ne plângem că e soare, că e cald, că a venit COVID-ul, că mama zmeilor, exact. Dar da, te las pe tine. Da, asta vreau să mă duc puțin spre evenimentul de la sfârșit de săptămână, tocmai ca să încheiem emisiunea într-o notă optimistă. Păi, vii să facem emisiunea. Dar dacă îmi dați voie să-i răspund la domnul Geazăr. Da, bineînțeles că vă dau voie, nici n-am altfel. Deci, ați atins un lucru important, care nu vine aminte de acum. Fermierii vor trebui să fie foarte... Să știți că, în special noi, fermierii români, pe lângă faptul că fermierii sunt foarte harnici și răbdurii, noi nu avem condițiile care le au nemții și austriaci și italiani, nu le avem, că nu le avem. Da. Am intrat în noi în 2007, am făcut, s-au făcut, așa, bun. Dar ca de harnici suntem foarte harnici, toți fermierii din România. Și să muncească foarte mult. Ar trebui acum să axeze puțin așa, spun eu, având în vedere, mă refer la secetă, pe soiuri de porumb care rezistă mult la secetă, pe îngrășăminte chimice care au dizolvare lentă, adică sunt și asemenea lucruri care pot să spun așa, să ne acoperim puțin riscurile. Da, da. Pentru că noi riscăm. Da, da, da. Dai banul făcut pe la nefăcut. Adică bagi banul în pământ în vederea că vei obține producte la anul. Nu știi dacă scoți sau nu scoți. Nu știi dacă scoți sau nu scoți. Un an de zile stau banii blocați în pământ. La fermiere, mă refer. Deci, cum spuneam, cu îngrășăminte, cu dizolvare lentă, ce înseamnă aia? Adică la o ploaie sau la așa? Sau nu intră tot în pământ. Nu intră totodată în pământ. Sau când se dizolvă, se dizolvă treptat. Mai lent. Bun. Și o să ne axăm, sau o să axeze fiecare cum crede, numai că sunt foarte scumpe, să suplimentăm hrana la plante cu îngrășământ foliar. De care? Îngrășământ foliar. Așa. Este un îngrășământ lichid care se dă pe plante la un anumit stadiu și acela e pe bază de azot, de fosfor, de potasiu, de cupru, e foarte scump. De aceea mulți fermieri nu își permit să facă treaba asta. Dar cu toate riscurile astea, îți faci niște socoteli la așa, vezi cât te costă, cât o producție vei obține, acum nu fiecare an e 100% că obții producția respectivă, dar faci un calcul estimativ. Da, da. Și dacă faci lucrările în perioada optimă și tratamentul cum trebuie la cereale, poate ai norocul să obții producții bune. Bună. Cam aici am vrut să spun, e foarte important pentru fermieri, deci îngrășăminte, că mulți își iau îngrășământ care e mai ieftin. Da. Că așa e situația, nu? Da. Deci trebuie să ne axăm pe lucrurile astea, că specialiștii cam știu lucrurile. Ce-i de făcut? Da. Hai, deci, până la urmă, e importantă și calitatea produselor cu care îți desfășori munca de zi cu zi ca fermier, astfel încât să obții cantitatea necesară, dar și calitatea ulterioară a produselor. Și un grâu de panificație, da, care îl dai cu un preț, una e prețul la grâu furajer și alta e prețul la grâu de panificație, ca să fim așa. Sunt niște probleme în care ne confruntăm în fiecare an, adică fermierii în fiecare an trebuie să-și adapteze munca în funcție de condițiile de climă și așa mai departe. Scuzați-mă, ce vreau să constat și vreau să spun. În ultimii ani, cel puțin 10-15 ani, fermierii români s-au specializat foarte mult. Deci acum și în gândire, că eu discut foarte mult cu ei. Fermieri. Da, da. Întâlnim, așa, discutăm de animale, de oi, de vaci, de culturi. Suntem năcăjâți că s-au scăpat porumbul, discutăm, ne văităm unul la altul. Ce să facem? Asta e. Dar sunt mai receptivi, i-am observat, sunt mai receptivi spre nou, spre soiuri de porumb, cum am spus înainte, care sunt rezistente, soiuri de grâu, soiuri de floarea soarelor. Deci numai că noi, ca să închei așa frumos povestea asta cu agricultura, noi nu suntem capitalizați, nu avem bani, suntem săraci. Cam asta e explicația. Dacă am avea bani, nu ne-am plânge atât. Dacă într-o zi o să-mi propun treaba asta, eu personal, trebuie să existe niște căi. Apropo de faptul, ea m-a spus de câteva ori că nu sunteți capitalizați. Mă refer la toți cei care lucrează în branșul ăsta.
Dar trebuie să există o soluție de a rezolva aceste probleme. Trebuie să existe, veniți și noastră din spate, de pe timpuri vechi, nu zic altfel, și totuși să făcea agricultură la un anume nivel. Nebunul ăla, că nu, să-i nu zic altfel, cum toată lumea îl numește pe Ceaușescu, a făcut niște lucruri care, dacă vă duceți aminte, știți că erau făcute. Da. În condițiile date de atunci, azi suntem în alt secol, suntem în secolul 21, nici tractoarele nu mai seamănă cu alea, dacă stăm să ne gândim. Nu, dar pe de altă parte avem alte tehnologii. Da. Lumea a evoluat, până tot la urmă a evoluat. Ar trebui să ne adaptăm și noi așa din mers la ceea ce înseamnă suntem alte țări, adaptați, la ceea ce înseamnă nu ca un infermier din Austria, Elveția, Franța, nu așa și mai departe. Nu putem să te aliniezi cu ea. Eu așa mă corect. Deci la capitolul ăsta vă spun așa un lucru foarte, foarte important. Este bine că avem utilaje performante. Pentru că altfel cu tractorile U650 nu mai reușeam să facem față. Normal. Eu lucram în 2019, da, cam așa, cu vreo 10-12 tractoare U650. Acum știți o suprafață de 6-700 de hectare. Știți cu câte tractoare lucru? Cu 4. A, 4? 4. Dar nu, nu, nu... Și-a mărit suprafața. Păi stați un pic, dar nu tot din alea. Nu din alea. Ați luat? Cu tractoare, da. Înainte lucram cu 15 tractoare, care fiecare zi se străcau 3-4. Da, da. Am o lucrez cu 4 tractoare. Bine, că ăștia se defectează. Bine, bine. Și cu asta închei povestea. Ar trebui, cum spune dumneavoastră, statul să intervine ca în Polonia, să ajute fermierii să-și cumpere utilaje noi. Uh-huh. Pentru că Uniunea Europeană ne dă nouă subvenții la fermieri și mere înapoi iară. Da. Ei, da. Cumpărând tractoare second de la ei, da. Cumpărând piese de la ei și toți se iau roță duc înapoi. Ei, da. Da. Da, vedeți? Aici e șmecheria. Că ei nu sunt fraierii occidentali. Știi, unde vând au tot felul de tractoare, le aduci până aici, lucru un an de zile sau doi ani de zile, când lucri, să-ți trec o piesă sau alta și cumperi o piesă cât ai cumpărat un tractor înainte. Deci așa stau lucrurile. De aceea statul ar trebui, Ministerul Agriculturii, și am să spui ministrul Daia, bine că asta e pe perioadă lungă, absolut, să finanțeze pentru fermieri tractoare cu dobândă zero. Uh-huh. Deci să nu trebuie să dea, bineînțeles, trebuie selectat fermierii eligibili, nu să iei un tractor să-ți bagi joc de el. Eligibil sunt metode de a-i verifica cât teren lucră, cu contracte clare și așa mai departe, și atunci să vedeți că agricultura la noi s-ar dezvolta. Noi toți banii care luăm pe subvenții, în 2-3 luni îi trimitem înapoi. Da. Pentru că cumpărăm tractor, cumpărăm semănătorii, cumpărăm tot felul de utilaje și să duc banii înapoi. Și de atât. Noi avem așa un cer vicios, deci toți săraci rămânem. Așa suntem din 2007. Până nu cineva pune piciorul în praș să spună cum, cum e la polonezi, nu știu dacă acum ai. La polonezi odată ordine ministrul agriculturii, ăia 30% care trebuie să fie finanțat de fermieri, îi suportă statul. Uh-huh. Și atunci au utilaje noi. Da. Și trăiesc și mai mult, nu să mai gândesc așa mult ca noi, să se streseze, să... Deci sunt multe lucruri de discutat. Politicul face treaba asta. Exact. Vă rog, doamnă. La sfârșit de săptămână aveți un eveniment, Sărbătoarea Comunei, câteva cuvinte și despre asta și apoi promit că încheiem emisiunea. Da, așa cum se știe de... Pot să spun că de ani buni, de când sunt primari, am sărbătorit... Pardon, în ultima zi din luna iulie, Ziua Grâului. Deci Sărbătoarea Comunei, așa... Și de ce sărbătorim Ziua Grâului? Pentru că acum este perioada când se recoltează grâul sau mai este foarte puțin de recoltat. Uh-huh. Și în cu această ocazie am gândit să sărbătorim Sărbătoarea Grâului, să ne bucurăm de producțiile de cereale care le avem, grâu, ors, ovăz și așa mai departe, tot ceea ce avem. Și o sărbătorim cu o manifestare din asta frumoasă, culturală, cu spectacole, cu discuții, așa. Eu chiar, dacă m-ați întrebat, am pregătit aici ceea ce este la... Am venit să fac la Semihai. Le dau diplome la toți care au 50 de ani de căsătorie. Uh-huh. Foarte frumos. Foarte drăguț. Și un premiu. Da, da. Financiar? Un premiu? Financiar, în lei, costând în lei, da. M-am gândit. Un premiu costând în lei,
la fiecare familie care are 50 de ani de căsătorie. Uh-huh. Anul ăsta o să dăm și la, că din fericire avem doi preoți care au și 50 de ani de preoție. Mama, două familii de preoți. Aici, s-a nimerit, în localitatea Stupini, da. Sunt Mihai. Și mai avem un fost preot care, Dumnezeu să-l ierte, a decedat și dânsului dăm o diplome post-mortem pentru că a avut 50 de ani de preoție în satul Zoreni. Uh-huh. Deci, așa și se va încheia. Iar îl menționăm, spectacol. Și aveți și un vizitator important. Da. Da, avem, va veni la Sămiai ministrul agriculturii. Să știți că pe domnul Daia l-am invitat să vină la Sămiai când nu era ministru. Uh-huh. Uh-huh. La vremea când l-ați făcut invitație. Da. Nu era ministru agriculturii, în urmă cu vreo săptămână sau două a fost numit ministru agriculturii. Dar eu, domnul președinte, că trebuie să recunosc, vedeți aici un sprijin bun. Da. Ce face? Am zis, domnul președinte, ar vrea să-l chem pe domnul Daia, pentru că eu îl cunosc pe domnul Daia din 2004, uh-huh. că mai fost ministru agriculturii. Și mi-a mânat o diplomă atunci, mă rog, povestea mea lungă. Am zis că domnul președinte, că eu n-aveam telefonul dânsului, ca să fiu sincer, nu-l sunați pe domnul Daia să vină la Sâmi Mihai. Deci nu era ministru agriculturii când l-am chemat. Da. I-a confirmat că vine. Da. Și atunci așa, păducule pentru tineri, pentru primarul, vin la Sâmi Mihai. După ce a fost pus investit ca ministru, s-au mai încurcat lucrurile un picut. Adică mai multă treabă. Și am vorbit cu dânsul eu personal la telefon, mi-a confirmat că vine, o să vizitez aici în Sămihai o fermă zootehnică, o să vizitez niște culturi de soia, porumb și o să vizitez Monumentul Țăranului Român din Zoreni. Este singurul monument dedicat țăranului român din România. Și ar merita un ministru agriculturii să vină să viziteze. Da, va veni mâine după masă la Sâmi Mihai. Sâmbătă va vizita fermele de care am zis. Poate o să mai dorească dânsul să mai viziteze altceva. Avem ce vizita, muzeul. Trebuie să-l ducem să vadă oaie, că să știți că el are cu oile. Da, îl ducem să vadă oi pentru că avem oi, nu-i problemă. Să vadă și o stână modernă. Da. E nevoie și pe noastră, vă invit să vedeți o stână modernă, dacă ți avea timp și mulțumim mai încolo. Mulțumim de invitație. Deci, o bucurie pentru mine ca primar, ca fermier, pentru că niciodată de la Revoluție n-am mai fost un ministru agriculturii, însă mi-a eu de câmpie să viziteze. A fost ministru agriculturii, dar așa scurt politic, și așa, deci să viziteze culturi și acum chiar suntem într-o perioadă când are ce vedea și poate să meargă înapoi la primul ministru, la guvern, să spună, da, uite, trebuie facem să ajutăm fermierii, că uite ce am văzut acolo, ce este acolo, ce este dincolo. Ce potențial avem noi, că la noi Cernoziu este, pot să spun, cel mai bun din Europa, printre cele mai bune, mai slab ca Ucraina, dar mă rog. Uh-huh. Avem un cernoziu bun, deci avem pământuri bune care pot da producție. Și să finanțează, așa cum am discutat înainte, fermierii cu bani, că asta ne trebuie până la urmă. Bani, păi la altceva ce? Și cu, să cumpărăm utilaje, nu ne trebuie bani să merem la mare sau la nu știu. Ne trebuie bani să investim în agricultură pentru a produce cereale și hrană la populație. Da. Așa e ideea mea și așa văd eu lucrurile. De aceea l-am și invitat. Cam asta este. Vă mulțumim, domnule primar, pentru faptul că ne-ați găzduit astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi privitori, că aveți răbdare cu noi și iată, uneori se mai lungesc poveștile, dar sunt interesante și atunci e păcat să tăiem firul poveștii așa și să nu înțelegem mare lucru sau să nu rămânem cu mare lucru dintr-o discuție. Emisiunea Insider punem punct aici săptămâna asta și ne reauzim și ne revedem săptămâna viitoare.